Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Întotdeauna vorbim despre lumină, vorbim despre entități de lumină, despre îngeri, arhangeli, însă, din păcate, există și acea parte întunecată, acele entități malefice despre care am ales să discutăm astăzi, entități malefice pe care trebuie să le îndepărtăm din câmpurile noastre. Așa cum știți, există ființe cu trup material și ființe fără trup material. Ființele cu trup material suntem noi oamenii, da, sunt organismele vii, iar ființele fără trup material sunt entitățile care se pot împărți în entități de lumină benefice și entități malefice. Entitățile malefice sunt cele care au un EBF de sub 85, iar cele care sunt entități de lumină au un EBF de peste 70, de peste 85, scuze. Cel mai important lucru din aceste lumi imateriale este acela că noi trebuie să ne înconjurăm doar cu ființe de energie benefică. Însă, astăzi alegem să discutăm despre entitățile malefice pentru a ști cum să ne ținem departe de ele. Ceea ce vreau să lămuresc de la bun început este că tot aud în jurul meu extrem de multe persoane care se vaită de atacuri energetice. Ei bine, atacurile acestea energetice clar există. Atacurile energetice sunt ceva real cu care ne putem confrunta în fiecare zi. Însă nu trebuie să o dăm într-o obsesie în acest sens sau să credem că orice senzație pe care o avem este doar un atac energetic. Așa cum am spus de foarte multe ori, bariera dintre spiritualitate și nebunie este destul de mică. Așa că vă rog din tot sufletul să încercați să vă ascultați cu adevărat corpul și să încercați să găsiți prima și prima dată acele senzații cu asta găsiți o explicație cumva în lumesc. Însă, cum am spus, aceste entități malefice pot fi spirite care au rămas blocate, pot fi spirite care au rămas blocate din cauza urii sau din cauza unor lucruri oribile care au fost făcute de către ei sau care le-au fost făcute lor și caută răzbunare. Pot fi de asemenea demoni, pot fi de asemenea scorpii și tot așa. Aceste entități clar există alături de cele de lumină, așa cum există întuneric, există și lumină, așa cum există bine, există și rău, ceea ce nu este nimic anormal în tot acest ecosistem al Universului, pentru că lumină fără întuneric nu se poate și întuneric fără lumină la fel nu se poate. Ei bine, sunt foarte multe persoane care simt aceste atacuri energetice ale entităților malefice. Se poate întâmpla ca la nivel astral să auzim anumite sunete în casă. Se poate auzi, simți ca și cum cineva ne urmărește întotdeauna. Putem să avem impresia că cineva ne atinge. Putem să avem impresia că cineva este în jurul nostru sau efectiv să intrăm în anumite locuri în care simțim anumite prezențe și ne simțim devitalizați total. Simțim dureri de cap, simțim senzații de greață, putem să simțim o lipsă de putere efectivă sau efectiv o frică, o senzație de frică acută pe care nu putem să ne-o explicăm. Este adevărat că și la entitățile benefice uneori putem să simțim atingeri, adieri, mirosuri, dar toate acelea sunt plăcute, da? Pe când la entitățile malefice simțim clar că ceva este în neregulă. Ideea este că toate aceste cazuri sunt documentate în foarte multe locuri din lume, că vorbim poate despre fantome, despre locuri bântuite, despre prezența demonilor, cum spuneam, clar fac parte din realitatea noastră, fie că vrem să acceptăm acest lucru, fie că nu vrem să acceptăm acest lucru. Important este să știm cum să ne ținem departe de aceste entități malefice. În primul și în primul rând, dacă noi avem o vibrație energetică joasă, dacă trăim într-o negativitate totală, suntem într-o depresie, spune și depresia este o entitate malefică care vine la noi și începe să ne devitalizeze. Așadar, dacă trăim într-o bulă de asta extrem de neagră, extrem de negativă, fără dar și poate,
că vom atrage în jurul nostru entități malefice. Deci primul pas este acela să ne mărim vibrația foarte mult. De asemenea, putem simți și o apăsare în plexul solar de cele mai multe ori atunci când există în jurul nostru o entitate malefică și mai mult de atât există acea senzație neexplicabilă cumva că știi că ceva e în regulă, dar nu știi ce este. Aici vorbesc pe intuiție, da? Vocea îngerilor care ne spun că trebuie să ne păzim de acel lucru. Ei bine, cum ne ținem departe? Că ăsta este cel mai important, da? Unul la mână, vibrația energetică să fie sus și am să vă mai dau câteva modalități prin care puteți să vă curățați și prin care să puteți să dați la o parte tot ceea ce înseamnă entitate malefică. Cea mai simplă metodă este aceea a crucii. Crucea desface, crucea atrage o energie benefică puternică care ne va ajuta să scăpăm de acele intenții. Faceți semnul crucii de 7 ori, fie că îl faceți cu mâna, fie că îl faceți cu limba, fie că îl faceți imaginar în fața voastră, în spatele vostru, în dreapta, în stânga, deasupra și dedesubt, fie că efectiv îl faceți pe ușa de la cameră sau pe pereții camerelor. Da? Crucea, într-adevăr, este cel mai simplu și la îndemână instrument în a îndepărta aceste entități malefice. O altă modalitate pe care am tot spus-o este aceea de a ne proteja de atacurile energetice ale vampirilor energetici, este aceea de a ne pune într-un scut de protecție. În a ne pune într-un ou de protecție, de lumină. Efectiv ne imaginăm că suntem învăluiți de o lumină extrem de puternică care vine de undeva de sus, intră prin chakra noastră coroană și ne învăluie într-o lumină albă care ne protejează de orice entitate malefică și orice energie negativă din jurul nostru. E foarte important să punem intenția ca de fiecare dată și este foarte important să ne vizualizăm așa. O altă variantă prin care ne putem curăța câmpurile de entități malefice și ceva în jurul nostru este efectiv oțetul. Oțetul este ceva ce face ca entitățile malefice să fugă, da? Așadar, în anumite cazuri puteți folosi oțet, fie că îl puneți într-un pahar pe masă, fie că îl puneți în cameră în care simțiți anumite lucruri, fie că efectiv puneți într-un pulverizator din acela și vă dați în jurul corpului, pur și simplu cu acel oțet. Și veți vedea că lucrurile funcționează destul de bine. E bine, dacă cumva e vorba despre o casă în care simți acele entități malefice, pentru că și spațiile pot fi atacate și bântuite de entități malefice, puteți pune apă cu sare și oțet. Este același ritual pe care vi l-am spus în discuția despre metode de curățare a casei, anume puneți apă, sare, oțet într-un pahar, lăsați 24 de ore lângă ușa respectivă, ușa casei, și apoi, după 24 de ore, aruncați acel conținut în canalizare pentru a se duce. O altă variantă în care folosim tot crucea este aceea de a face o mică groapă în pământ, da, efectiv, o mică groapă în pământ, și a face semnul crucii cu degetul. Faceți o mică groapă, da, în curte, afară, în parc, da, și puneți semnul crucii. Ei bine, când ați pus mâna în pământ, spuneți, mă eliberez de orice energie negativă, scot toate entitățile nebenefice din mine și din câmpurile mele și le trimit la Dumnezeu spre reciclare. Sau de unde au venit ele, nu au ce căuta la mine. Este foarte important să le trimiteți de acolo de unde au venit, pentru că dacă lăsați în locul respectiv, cine știe, altcineva poate prelua acea energie negativă. Salvia este extrem de benefică în curățare și v-am spus că trebuie arsă 7 zile la rând în ceea ce privește spațiile în care locuim, iar dacă este vorba despre noi, aprindeți salvie pur și simplu și dați-vă în jurul corpului cu acea salvie, cu mișcări de la stânga la dreapta pentru a vă curăța câmpurile de orice entități nebenefice sau malefice. Salvia poate fi folosită și ca protector, ca un talisman protector și o puteți pune, spre exemplu, în mașină, în geantă, în portofel, tocmai pentru a ține departe orice tipuri de energie negativă.
Altă variantă este energia din biserică. Energia din biserică ne curăță extrem de mult, pentru că energia colectivă face ca și canalele de comunicare cu Divinul să fie mult mai facile. Ei bine, biserica este extrem de încărcată de energie negativă, de energie pozitivă, scuză-mă, de fiecare dată. Intrați în biserică și cereți efectiv îngerilor, sfinților, Dumnezeu să fiți curățați și protejați, iar la final puteți să aprindeți și o lumânare pentru voi, pentru protecția voastră. Aprind această lumânare pentru protecția mea energetică de orice înseamnă entități malefice, duhuri necurate, etc. Atunci când vrem să îndepărtăm tot ce înseamnă malefic din jurul nostru, trebuie să cerem acest lucru și puteți folosi și următoarea mantră pe care am creat-o. Cer ca spațiul meu sacru să fie scăldat și protejat de lumina aurie a prezenței mele divine. Cer ca lumina albastră turcoaz a Arhanghelului Mihail să mă înconjoare și să mă protejeze. Ei bine, când facem acest lucru, vreau să fiți într-o stare de relaxare și să vă imaginați cum acea lumină vine în jurul vostru. Am să mai repet o dată această mantră. Cer ca spațiul meu sacru să fie scăldat și protejat de lumina aurie a prezenței mele divine. Cer ca lumina albastru turcoaz a Arhanghelului Mihail să mă înconjoare și să mă protejeze. Altă variantă pe care o știm cu toții este că atunci când suntem deocheați, spre exemplu, să spunem Tatăl nostru de 7 ori. Ei bine, acest Tatăl nostru spus de 7 ori, să știți că funcționează și în aceste cazuri în care avem de-a face cu entitățile malefice. Ceva mai simplu, dacă simțiți în jurul vostru aceste prezențe, puteți să puneți un bulgăre de sare în camera unde dormiți, pe noptieră, sub pat, undeva în cameră. Sarea curăță, după cum bine știți, și aceasta ajută extrem de mult. Repet, există aceste atacuri energetice din partea ființelor malefice, există aceste ființe malefice, însă nu trebuie să credem că suntem în permanență atacați. De ce? Pentru că există foarte multe ființe de lumină care ne protejează. Și entitățile malefice vin de obicei în cazuri destul de rare, nu este ceva atât de des întâlnit. Așadar, dragilor, aveți toate modalitățile la îndemâna voastră, extrem de simple, da? Să stați departe de orice entitate malefică. Însă cel mai important lucru dintre toate aceste metode este ca vibrația voastră energetică să fie una cât mai ridicată. Trăiți aici și acum. Iubiți, manifestați iubire față de voi și față de cei din jur și față de tot ceea ce vă înconjoară. Fiți buni unii cu alții, nu fiți răi și nu faceți lucruri rele gratuite. Lumea se schimbă și asta am spus-o mereu, deja m-am gândit să o spun. Însă, dacă cei care mă ascultați rămâneți la fel cum ați fost sau încercați să fiți și mai buni decât până acum, clar că și ceilalți vor putea să vadă niște exemple pozitive. Sper că a fost de folos acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share acestui video și un subscribe al meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu nou. Până data viitoare, vă doresc multă iubire și multă liniște sufletească. La revedere!